Bine v-am găsit, dragii telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Sunt preotul Cornel Cadar și mă bucur să vă reîntâlnesc. De mai multe ediții am început să discutăm despre Sfintele Taine, despre cele șapte sacramente. Am tratat până acum despre sacramentele de inițiere care ne introduc și în viața creștină și am început sacramentele sau tainele de vindecare. În felul acesta, într-una din edițiile trecute, am discutat despre taina Sfintei Împărtășanii. Astăzi vom discuta despre o taină care se adresează bolnavilor, ungerea bolnavilor sau maslul. Vom încerca să abordăm acest sacrament cu aceiași invitații, cărora le spun bun venit, părintele Alois Bulai, profesor la Institutul Teologic. Bine ați venit, părinte! Bine v-am găsit! Și părintele Daniel Iacovuț, profesor la același institut. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Intrăm direct în subiect și v-aș ruga, părinte Daniel, să precizați ce este sacramentul ungerii bolnavilor. Maslul sau ungerea bolnavilor este taina în care Dumnezeu, prin ungerea cu uleiul sfințit și prin rugăciunea preoților, dăruiește harul Duhului Sfânt bolnavilor, întărindu-i, alinându-i și dăruindu-le mântuirea. O mântuire interioară, dar de multe ori și mântuirea trupului, astfel vindecarea totală a sufletului și a trupului. O icoană biblică care exprimă această taină este parabola samariteanului milostiv descrisă în Evanghelia după Sfântul Luca. V-aș ruga, părinte profesor, să ne povestiți pe scurt această parabolă și să marcați cumva legătura cu taina ungerii bolnavilor. Conținutul acestei parabole este deosebit de bogat și multisemnificativ. O spune Iisus, o spune unui învățat al legii, și spune el că un om cobora de la Ierusalim spre Ierihon. Pe drum l-au întâlnit tâlharii, l-au dezbrăcat, l-au bătut și l-au lăsat aproape mort. A trecut pe drum un preot, l-a văzut și a mers mai departe. A trecut și un levit pe acolo, l-a văzut și a mers mai departe. A trecut și un samaritean oarecare, care văzându-l i s-a făcut milă, s-a oprit, i-a bandajat rănile, le-a uns cu un de lemn și cu vin și după ce l-a îngrijit, l-a pus pe animalul său de povoare și l-a dus la han. Acolo el a încredințat hangiului și i-a spus, lăsându-i 2 dinari, ai grijă de el și ceea ce va mai costa îți voi plăti când mă voi întoarce. Este imaginea pe care trebuie să o avem noi față de cel bolnav. Când întâlnim în drumul nostru un bolnav, trebuie să abandonăm planurile noastre, să ne oprim din preocupările noastre, lăsăm la o parte afacerile noastre și ne ocupăm de el. Iisus spune că i-a bandajat rănile, ungându-l cu un de lemn și cu vin. Unul dintre aceste elemente este preluat și în celebrarea sacramentului ungerii bolnavilor, așa cum spunea părintele Daniel. De aceea, parabola este o imagine a sacramentului acestuia, prin care biserica se îngrijește de cei bolnavi. Grija față de cei bolnavi și, în același timp, ungerea de care povestează dumneavoastră cu un de lemn. Exact. Sacramentul poartă denumirea de ungerea bolnavilor și maslul. Înainte se numea ungerea din urmă. Explicați, dacă vă vine bine, aceste denumiri ale acestei taine.
Ungerea din urmă, titlul acesta, vine din faptul că în tradiția, mai ales occidentală, creștină, sacramentul îngrijirii bolnavilor era dăruit numai persoanelor care deja se reconciliaseră cu Dumnezeu prin taina spovedaniei. Ori în primele veacuri, taina spovedaniei se dădea o singură dată în viață. Astfel, creștinii încercau să lase spre sfârșitul vieții celebrarea tainei spovedaniei pentru a ajunge purificați înaintea lui Dumnezeu, și astfel și ungerea care se dădea după celebrarea tainei spovedaniei a ajuns să fie din urmă, adică înainte de a trece la Domnul. Dar, de fapt, această taină se mai numește ungere din urmă pentru că este ultima ungere pe care o primește un creștin. Suntem unși în momentul botezului, cu uleiul crismei, de asemenea suntem unși la mir, unii sunt unși preoți în momentul hirotonirii lor, dar ultima ungere pe care un creștin o primește în viața sa, pe parcursul acestor ungeri ca gesturi de milostivire din partea lui Dumnezeu, este tocmai aceasta a celor bolnavi. Și maslu, de ce această denumire? Maslu pentru că este cuvântul care vine din limba slavonă și care denumește tocmai ungerea. Citind Sfintele Scripturi, descoperim o preocupare a lui Iisus față de cei bolnavi. Citim despre el că predica, făcea mult bine în popor și vindeca pe cei bolnavi. De ce această grijă a lui Iisus față de cei bolnavi? La începutul activității sale publice în sinagoga din Nazaret, Iisus se prezintă pe sine ca fiind cel în care se împlinește profeția lui Isaia. Duhul Domnului m-a uns și m-a trimis ca să aduc săracilor vestea cea bună. Această veste bună pe care o aduce Iisus Hristos înseamnă participarea la mântuire. Ori de această mântuire sunt făcuți părtași înainte de toate cei sărmani și cei bolnavi, cei care sunt în nevoie. De aceea grija lui Iisus se îndreaptă cu predilecție spre aceștia, din urmă spre cei bolnavi, cărora le alină suferințele și pe mulți dintre ei îi vindecă. Între timp, telespectatorii pot vedea pe ecrane imagini legate de această taină, inclusiv de această preocupare a lui Iisus față de cei bolnavi. Sunt imagini prezentate, vindecări pe care Iisus le face cu cei bolnavi. Și biserica trebuie să se îngrijească de cei bolnavi. Subliniați în ce constă grija bisericii față de cei bolnavi și de ce trebuie să o facă. Biserica îl contemplă pe Iisus. Iisus este cel care s-a definit medic. A spus, eu nu am venit pentru cei sănătoși, am venit pentru cei bolnavi. Iar biserica se hrănește, unicul său izvor de viață este iubirea lui Iisus. Astfel că ea nu poate decât să preia această grijă a Mântuitorului pentru toți cei suferinți, pentru cei care suferă în trup, care suferă în suflet, care suferă în duh, cu mintea. Toate aceste suferințe sunt obiectul grijii și milostivirii lui Dumnezeu. Tocmai așadar, privindu-L pe Iisus, primindu-L pe Iisus, biserica dăruiește mai departe această milostivire și grijă deosebită față de bolnavi. Ori acest lucru se întâmplă în foarte multe modalități. Există rugăciuni speciale pentru cei bolnavi, dar există fapte de caritate, faptele de milostenie trupească, prin care creștinii, biserica, se îngrijește de orice om care este suferind. În cadrul întregii acestei griji a bisericii, un loc fundamental îl are tocmai această taină sacrament, un fel de actualizare a grijii sale pentru bolnavi, în care până la urmă este Dumnezeu care acționează. Biserica nu face decât să se dispună la un har și la o acțiune a lui Dumnezeu pentru cei bolnavi. Taina ungerii bolnavilor. Ce texte sunt în Sfânta Scriptură care ne vorbesc despre această taină? În Evanghelia după Sfântul Marcu ni se relatează că atunci când Iisus a ales pe cei 12 apostoli, i-a trimis în misiune și evanghelistul sintetizează în felul acesta activitatea lor. Au alungat mulți diavoli, pe bolnavii ungeau și pe unii dintre ei i-au vindecat. Este în felul acesta insinuată această celebrare a tainei care este descrisă în elementele sale esențiale
în scrisoarea Sfântului Iacob, în capitolul 5. El se adresează cititorilor săi și le spune că dacă sunt bolnav printre voi, chemați-i pe preoți să se roage, să-și impună mâinile asupra lor și ungându-i cu un de lemn, vor fi vindecați, iar celor care au păcate, li se vor ierta păcatele. Scrisoarea către a Sfântului Iacob. Iacob, da. Descrieți, v-aș ruga, Părinte Daniel, elementele componente ale acestei sacrament, cum se desfășoară celebrarea acestei taine. De fapt, celebrarea tainei Ungerii Bolnavilor nu face decât să preia și să dezvolte ceea ce spunea Sfântul Apostol Iacob în scrisoarea sa. Adică este o rugăciune făcută cu credință. Este o celebrare care caută să facă să nască credința în bolnavi, dar și în cei care participă. Și credința se naște din ascultarea cuvântului Dumnezeu. De aceea, prima parte a celebrării acestui sacrament este proclamarea, vestirea cuvântului Dumnezeu, unui cuvânt puternic, un cuvânt vindecător. Odată născută credința, prin ascultarea cuvântului, se trece la rugăciune. Iar rugăciunea are înainte de toate o formă de litanie, se invocă milostivirea lui Dumnezeu asupra acestui bolnav, o rugăciune care devine gest. Este vorba de gestul impunerii mâinilor din partea preoților asupra acestui bolnav, în tăcere, rugându-se la Duhul Sfânt pentru ca El să coboare cu puterea sa dătătoare de viață. Apoi ajungem la esențialul acestui sacrament. Este vorba despre gestul ungerii. Este unsă fruntea, sunt unse mâinile bolnavului, invocând de la Bunul Dumnezeu milostivirea sa și acest dar al Duhului Sfânt care să-l aline, să-l întărească și astfel să-l vindece. Așadar, ascultarea cuvântului, se citesc lecturi din Sfânta Scriptură, exact. Apoi rugăciunea în tăcere și impunerea mâinilor în tăcere și ungerea cu un de lemn sfințit. Care ar fi semnificația acestui gest al impunerii mâinilor în tăcere? De altfel, telespectatorii văd în imagine care derulează gesturile acestea, în special este ungerea cu un de lemn sfințit în imaginele care sunt prezente, dar și impunerea mâinilor. Dacă ar fi să explicați... Gestul acesta vine din Sfânta Scriptură. Însuși Iisus, când înfăptuia minunile sale, își impunea mâinile asupra celor bolnavi. Apoi ucenicii săi, Sfântul Paul, toți apostolii au preluat acest gest de la Iisus, invocând de fapt puterea vindecătoare a lui Dumnezeu. Gestul impunerii mâinilor în Sfânta Scriptură vrea să determine și coborârea Duhului Sfânt. Este un gest prin care Duhul Sfânt, Duhul Dătător de viață a lui Dumnezeu, este invocat ca să se coboare asupra acestei persoane, se impun mâinile asupra capului bolnavului, pentru că în felul acesta se determină întreaga sa ființă, întreaga sa persoană este pusă sub ocrotirea puternică și vindecătoare a Duhului Sfânt. Iar apoi și gestul ungerii, de fapt, este legat de prezența Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, sub simbolul uleiului, este cel care pătrunde în trupul bolnavului, în trupul omului, pentru a-l alina, a-l întări. Ungerea știm că are și o semnificație vindecătoare, de balsam care alină durerile și astfel puterea Duhului Sfânt este cea care pătrunde în trupul omului, dar mai ales în sufletul său, pentru a-i dărui lumina lui Dumnezeu și iubirea sa milostivă. Apropo de impunerea mâinilor, am putea spune că este epicleza din acest sacrament, adică invocarea Duhului Sfânt, cel care realizează prin puterea sa și prin harul său eficacitatea acestui sacrament. Dar este impresionant că se impun mâinile în tăcere. De ce tăcere aceasta? Tăcerea este tocmai momentul de invocare a Duhului, nu? Nu e nevoie de cuvinte, ci doar de dispunerea sufletului pentru primirea acestui dar. Un gest asemănător al impunerii mâinii în tăcere este la hirotonirea diaconilor, preoților și a episcopilor. Gestul impunerii mâinii în tăcere nu vrea să înseamnă că este un gol, ci este o rugăciune puternică, intensă, în inima acelor care participă. Un gest grăitor de la sine, ca
care exprimă o stare spirituală a celor care participă la celebrarea respectivă. Bolnavul este uns cu un de lemn sfințit. Se unge pe frunte sau... Se unge pe frunte și pe mâini. Într-un fel vrea să simbolizeze centrul ființei, dar apoi și acțiunea ființei umane. Nu? Dar în funcție de necesitate se pot unge și alte părți ale trupului, cele care sunt lovite de boală. Dar de obicei aceste părți ale trupului sunt unse cuprinzând de fapt întreaga persoană. De unde vine uleiul acesta sfințit? Acest unt de lemn sfințit în mod special vine din unde lemnul pe care îl consacră episcopul la liturghia din Joia Mare. Este un unt de lemn special care se împarte apoi păstorilor sufletești în așa fel încât aceștia pot să-l folosească la celebrarea sacramentului. Practic, preoții care vin la Joia Mare, în jurul episcopului, poartă acasă uleiul acesta cu care apoi merg la bolnavi. Pentru cine este gândit acest sacrament, Părinte Daniel? Cine îl poate primi, cu alte cuvinte? Orice creștin a cărei stare de sănătate se slăbește într-un mod grav, într-un mod critic, poate primi acest sacrament. Odată cu intrarea într-o stare de boală destul de gravă, dar și înaintea unei intervenții chirurgicale importante, de asemenea bătrânețea însăși, scăderea forțelor specifice bătrâneții poate deveni un prilej pentru a fi întăriți prin acest sacrament al ungerii bolnavilor. Deci orice creștin care se află într-o stare de boală destul de importantă. Și poate să-l primească de mai multe ori? Sigur. Chiar de mai multe ori pe parcursul aceleiași boli, dacă această boală se agravează. Sau dacă s-a vindecat și după aceea se întâmplă o altă neplăcere, o altă boală, se poate primi de mai multe ori. Nu există un număr limitat. Dar nu se referă neapărat la o boală care duce imediat la moarte? Nici de cum. Nici de cum. Există un alt sacrament pentru muribunzi. Este vorba despre primirea Sfintei Împărtășanii numită și viatic. În schimb, acesta este sacramentul pentru toți creștinii care trec prin această situație a bolii, a slăbirii forțelor fizice. Părintele Alois, uneori legat de acest sacrament se gândește să chemăm preotul. Păi, speriem bolnavul. Cum să-l chemăm? Aduce ghinion preotul în casă la noi? Moare bolnavul? De ce se gândește așa și ce-i de făcut? Deci, mentalitatea este legată, cum spunea Părintele Daniel, din faptul că mai înainte, în anumite timpuri, acest sacrament era considerat ca extrema unctio, adică ungerea de pe urmă, administrându-se acest sacrament doar în situația pericolului iminent de moarte. Însă o cateheză corectă despre semnificația acestui sacrament care poate fi celebrat, se recomandă a fi celebrat pentru orice om care experimentează boala, conduce sigur la o atitudine deschisă față de acest sacrament, prin care, cum spuneam, se dobândește uneori chiar și sănătatea trupului, dacă aceasta este spre mântuirea omului. Eu pun această întrebare, probabil și dumneavoastră ați întâlnit asemenea cazuri, dar nu de mult a venit un soț spunându-mi că soția este în spital, e grav bolnavă și întrebându-l: ați chemat preotul? Vai, părinte, dar nu putem să-l chemăm, că se sperie. Este din așa natura umană, are cea mai puternică frică, este frica de moarte. Din păcate, această frică de moarte a corelat prezența preotului cu trecerea aceasta. Dar am întâlnit un text chiar din Catehismul Bisericii Catolice care spunea că nici de cum sacramentul ungerii bolnavilor nu trebuie să fie considerat ca o anticameră a morții, ci este o asigurare pe viață. Adică îți dăruiește viața lui Dumnezeu, o viață a Duhului Sfânt, o viață care te poate ajuta să te întremezi, să-ți revii, iar dacă este să treci dincolo, îți asigură viața veșnică. Deci sunt cu totul două perspective. O perspectivă, să spunem, influențată de frica noastră de moarte și mai mult cred că de frica celorlalți din jurul bolnavului decât de bolnavul însuși sau a bolnavului însuși. Și apoi perspectiva autentică care descoperă în această ungere harul Duhului Sfânt
pe care îl numim Duhul Sfânt de viață dătătorul, cel care ne dăruiește viața însăși a lui Dumnezeu. Ați intrat vrând nevrând în următoarea întrebare, vorbind de efectele sau binefacerele acestui sacrament. Dacă ați putea să le denumiți pe scurt, ce aduce acest sacrament în viața celui bolnav? Sfântul Apostol Iacob în scrisoarea sa spune că acest dar al Duhului Sfânt, rugăciunea preoților făcută cu credință, îl va alina, îl va întări pe bolnav și îl va mântui. Este vorba despre această întărire spirituală care ne permite să înfruntăm suferința, boala. Este un har al Duhului Sfânt, care, ale cărui efecte sunt de fapt pacea sufletească, împăcarea interioară, curajul și chiar puterea de a lupta, de a lupta pentru viață și de a lupta mai ales cu, nu trebuie să ne ferim a o spune, cu ispitele celui rău, deznădejdea, stări de disperare care pot să apară în astfel de momente sunt de fapt ispitele diavolului. Iar harul sacramentului întărește creștinul în a lupta cu aceste ispite și a îndepărta puterea celui rău. Apoi este și efectul chiar fizic. Când este după voința lui Dumnezeu și spre binele omului, de multe ori se verifică că bolnavul, după ce primește acest sacrament, își întărește chiar puterile fizice, își revine și apoi îl laudă pe Dumnezeu. Dar este și un alt har foarte profund, cel al unirii cu Hristos. Al unirii cu Hristos care suferă. Noi îl vedem în Evanghelie, Hristos care suferă pe cruce, El care a luat asupra sa suferințele și bolile noastre. Iar de fapt atunci când un bolnav se unește cu Hristos prin această taină, el simte puterea Lui mângâietoare, prezența Lui care este leacul cel mai important. Fie că vrem, fie că nu vrem, acest sacrament ne vorbește de boală, de suferință, de moarte, de bătrânețe. Și întrebarea care stăruie în mintea noastră în decursul anilor, este imposibil să nu ne punem întrebarea aceasta. De ce suferința? De ce suferă omul? Este o întrebare care a frământat mintea omului dintotdeauna. Dacă citim Sfânta Scriptură, găsim practic de la un capăt la altul această întrebare sfâșietoare. De ce suferința și mai ales de ce suferința celui nevinovat, suferința celui drept? Este indicativ faptul că Sfânta Biserică, pentru celebrarea sacramentului ungerii bolnavilor, indică printre primele texte unul din cartea lui Iob, cel care a suferit nu numai în exterior, pentru că a pierdut tot, a pierdut averii, a pierdut copii, care a suferit profund în propria lui ființă și mai ales care a suferit din cauza faptului că a fost neînțeles și de soție și de prieteni. Și textul pe care îl alege Sfânta Biserică pentru celebrarea acestui sacrament este acesta pe care îl strigă Iob din adâncul suferinței sale și spune că ar vrea să rămână incizat, să fie scris, săpat pe o stâncă, cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua aceea din urmă din pământ îl voi vedea, cu ochii mei de carne îl voi vedea. Suferința în sine este inexplicabilă decât dacă o acceptăm în spiritul cu care a abordat-o Hristos, care nu numai că i-a alinat pe cei pe care i-a întâlnit, pe bolnavii, pe suferinții care i-au ieșit în cale, dar El însuși a luat asupra sa slăbiciunile oamenilor și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moartea pe cruce, cum spune Sfântul Paul în scrisoarea către Filipeni. Este suferința o consecință a blestemului, a păcatului? Nu putem spune că suferința este consecința unui păcat personal. Chiar unele din duminicile din Postul Mare se proclamă Evanghelia vindecării orbului din naștere. Iar la întrebarea ucenicilor către Mântuitorul, oare cine a păcătuit pentru că acest om este orb? Părinții săi, el însuși, el spune nimeni. Ci
acesta este spre a se vedea lucrarea lui Dumnezeu. Așadar, nu putem lega suferința sau boala de un păcat personal, ci putem să o legăm de starea de păcătoșenie în care lumea a intrat în momentul în care și-a ales propriul eu mai mult decât legătura cu Dumnezeu. Începând de la păcatul primilor părinți, s-a introdus acest dezechilibru în interiorul omului și apoi și în univers. Este suferința ca o stare de îndepărtare de Dumnezeu și de propria ființă. Suntem pe finalul acestei emisiuni. O ultimă întrebare, Părinte Alois. Totuși, în fața suferinței, ce putem spune unui om care trece prin mari încercări? Putem să-i spunem să se îndrepte spre Hristos, să-L vadă pe El răstignit, dar și glorificat. Suferința și moartea nu este sfârșitul, ci este o etapă prin care noi credem că trecem la o altă perioadă a vieții depline împreună cu Hristos și în Hristos. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, Părintele Alois Bulai, profesor la Institutul Teologic, Părintele Daniel Iacobuț, profesor la același institut. Urmează să discutăm în edițiile viitoare despre celelalte sfinte taine, taina Sfintei Preoții și taina Sfintei Căsătorii. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, ați rămas cu noi jumătate de oră. Am vorbit astăzi despre maslu sau ungerea bolnavilor, o taină care se adresează celor bolnavi și celor în vârstă. Nu ne rămâne decât să ne întărim în această convingere și să ne creăm obișnuința de a chema preotul la bolnavii noștri, pentru ca ei să fie întăriți prin acest sacrament și să fie îndreptați spre Hristos, care ne poate vindeca și ne poate da tărie să mergem înainte. La revedere!